Băieți și fete, astăzi vă voi arăta istoria lui Ben. Frați și surori, astăzi vom face un episod foarte, foarte interesant, deoarece am găsit un videoclip pe YouTube care o să ne arate istoria cățelușului Ben, fraților. Ei bine, toată lumea bănuiesc că a auzit de cățelușul Ben, toată lumea care a apăsat pe acest videoclip probabil a văzut măcar o dată un videoclip cu el și astăzi, boys, eu o să vă arăt pe lângă istoria lui cel mai ascuns secret al cățelușului Ben, fraților, pentru că, băieții de la GameToons, adică aia care fac și animațiile cu Poppy Playtime, ieri au postat un videoclip care se numește Cel mai mare secret al cățelușului Ben și după cum puteți vedea, are 1,4 milioane de vizualizări în doar o zi și eu sunt foarte, foarte curios să vedem care este treaba și totodată care este secretul ăsta, care este cel mai întunecat secret al cățelușului Ben. Ei bine, băi și fete, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade cu Talking Ben. Hai să vedem care e treaba. O să dăm subtitrările, o să vă traduc, sunt chiar foarte, foarte curios și totodată foarte entuziasmat. Cel mai întunecat secret și totodată istoria lui Talking Ben. Hai să vedem care-i treaba. Hopa! Bro! Ce faci? Cine ești tu? Bro, uitați-vă, deși de Ben este legat de o masă și este electrocutat, dar de către cine? Cică, mai un pic și se termină. Boys? No! Îi pune o mască! Ok! I replay the moment over and over again in my head. But I can never seem to make out his face. Bun, boys, deci fiți atenți. Ce tocmai am văzut este o traumă pe care o avea Ben. Ideea e că și că tot își aduce aminte de momentul ăla și de persoana care l-a legat de scaun, însă nu poate să zică cine e, nu poate să-și aducă aminte fața persoanei. Hopa, ia uite-l pe Ben, boys. Every day has been exactly the same. Someone inevitably calls my phone. I answer with Ben. And hang up. I have no control over it. Boys, deci fiți atenți. Acum Ben spune că de atunci de când a fost legat de masă, toată viața lui decurge exact la fel. Toate zilele sunt la fel. El este legat într-un fel de acest scaun și tot îi sună telefonul și el răspunde cu Ben și după închide. Deci, boys, cumva cățelușul Ben este ținut în aplicație și în jocul ăla cu forța? Nu poți să... Și că nici nu pot să mă mișc, nu pot să fac absolut nimic în corpul meu. Mamă, ci că sunt închis aici, boi, și efectiv, bă, deci cățelușul Ben se plânge de unde e. Și că repetă toate chestiile pe care le face. Și că tot ce mănânc sunt conserve și tot ce beau sunt astea de suc de mere, cum bea și în joc. Bro. Și că nu știu cine am fost și cum arătam înainte să mi se dă pe chestia asta și să fiu transformat în Talking Ben. Dar 100% era ceva mai bine decât tortura asta. Mamă, boys, deci Ben este ținut cu forța acolo. Eu nu știam chestia asta. Hai să ne uităm mai departe. Uite-l, boys! Mamă. Boys, a zis că, de foarte multe ori este atins de cineva pe care nu vede și este pălmuit sau chestii de genul. Cică și cea mai nașpa parte este că am un laborator unde sunt pus să fac experimente periculoase, boys. Deci efectiv tot ce vorbește aici este despre jocul Talking Ben și cum cățelușul ăsta este ținut cu forța acolo. Uite, boys, face experimente. Mamă, boys. Deși că efectiv mi s-au întâmplat atâtea chestii, nore care mă electrocutau. Uitați-vă, ai rupt vulcanul. Odată a făcut și o tornadă. Boys. Boys, ce se întâmplă cu Ben? Uite-l pe el, doarme. Mamă, boi, zici că singurul moment de pace pe care îl are Ben este momentul în care îi se închid ochii și se culcă, practic, adoarme. Dar nu durează mult pentru că după iară totul se repetă. Mamă, boys. Cică și sunt 100% sigur că nimeni vreodată nu o să mă elibereze de aici, boys. Deci Ben este în pericol, are nevoie de ajutor. Ok. Hai să vedem, poate și aduce aminte ce a fost înainte. Uită-l. Boys. Hopa! Ce se întâmplă?
Mamă. Boys, cine e ăla? Alright, cool. So, this is Talking Ben, huh? Ok, deci ăsta-i Talking Ben, ăsta-i player, bro! Huh? Huh? Everybody's been telling me I need to check this game out. Ok, boys, deci ăsta este un jucător care a venit să se joace cu Talking Ben. Iar acum e în somn și nu-și dă seama. Another being. Maybe this is finally my chance to escape. Mamă, cica, asta e șansa mea să scap. Hai, frate. Hey, buddy, what's up? No! What are you doing? Boys, deci fiți atenți, Ben, gen Ben persoana, nu câinele, deci câinele doar de fațadă, este blocat în mintea lui și acum că a venit băiatul ăsta să se joace cu el, poate crede că poate să scape. Ci că sunt, doar mă gândeam cum pot să te folosesc. Hey, pal, don't shush me, alright? Ci că, hey, nu-mi spune să tac, știi cum face Ben. Am tot, no. Toate drepturile să fiu aici. No? What do you mean, no? Cum adică nu? Ci că am descărcat aplicația la fel ca toată lumea. Lasă-mă să mă joc cu tine. Ci că fă ceva, fă ceva. Îi zice mintea lui, fă ceva ca să-și dea seama că suntem în pericol. Ci că crezi că e șeful meu sau ceva de genul? Yes. Da? Oh, wise guy, huh? A, ești tele... Crezi că ești amuzant? Mamă, i-a dat mare, mamă, i-a dat mare capac. Bro, i-a dat mare capac. Ce se întâmplă acum? Stai că l-a lovit, ce se întâmplă? Boys? Ia uite-l. Bro, de fapt, îmi pare rău. Boys, deci uitați-vă, Ben de fapt poartă o mască, bro, că el este un cățeluș normal, însă i s-a pus masca asta pe față ca să zică doar cuvintele alea. Da, nu, da, nu. Boys. Ci că nu aș râde dacă aș fi tu. Ci că nu e normal ce se întâmplă aici. Boys, cred că acum o să se libereze oficial, cred că o să se libereze. Bro! What? What? I'm just as confused as you are, pal. Sunt la fel de confuz ca și tine. Wait, I'm in control again. Gata, sunt în control, boys! Ben și-a revenit, let's go! Gata, mi-am recuperat corpul, l-a luat în brațe, ce drăguț! Îmi pare foarte... Mulțumesc! Ci că nu știi efectiv cât am așteptat să mă elibereze cineva și cât timp am stat acolo. Ci că m-ai făcut liber când mi-ai dat una peste față și probabil a picat chestia pe care i-o atașat-o aia. Sunt confuz. Ce se întâmplă? Nu avem timp să explicăm. Trebuie neapărat să plecăm de aici. Hai să vedem cum o să pleci de aici. Și să vedem cine, boys, cine e ăla, fiți atenți, cine e ăla care i-a pus asta pe față, pentru că trebuie să fie cineva. Voi cine credeți că e? Fiți atenți. E vreun boss gigantic sau este chiar Tom? Nu știu, bro, că parcă la început ăla care îi punea masca pe față semăna cu o pisicuță, poate chiar Tom. Poți să spui fața înapoi? Ci că poți să spui fața înapoi că parcă chestia asta cu robotul e destul de nașpa. Ok, bine. Ok, boys, deci a pus aia? Bun, boys, ok, deci Ben a revenit. Hai să vedem. Hai să pleci de aici. Hold up. Mamă, ci că nu ai cum să ieși de aici. Ba da, trebuie să ieși cumva de aici. Ci că ar trebui să-ți faci o dietă nouă, frățioră. Că tot ce e să bei, să mânci conserve și să bei de la apple juice. Ci că încă sunt blocat aici? Da, chiar ești. Ci că cum ai intrat aici? Eu sunt player. I can make you do all sorts of stuff. Watch this. Oh, boy, zice că eu sunt player, sunt jucătorul și pot să fac orice vreau cu tine, dar nu poți să-l scoate de aici. Classic. So, you're the one who's been controlling me this whole time? Zice că tu ești cel care m-a controlat tot timpul ăsta? Boys! Acum o să te omor, bro, dar stai, nu e el! Așteaptă! Doar am ajuns aici. Ci că o să te ajut să evadezi, te rog, lasă-mă că nu sunt eu ăla care te-a adus în situația asta. Au fost și alți oameni înainte. Îmi pare rău. Trebuie neapărat să ieșim din camera asta, dar cum o să iasă de aici, boys?
If you control things, you can take me to the science lab, right? Maybe there's an exit in there. Ok, ci că dacă tu controlezi chestiile, poți să mă duci în laboratorul de știință. Right here. Hai să vedem. Ok, boys, deci se duc în laboratorul de știință, uite-i. Uite tabelul ăla, boys. What are you doing here? Acum ce faci aici? Chemical experiments that always end up with dangerous outcomes. Ci că întotdeauna fac experimente cu chimicale și întotdeauna sunt aproape să mor. This stuff looks delicious to me. Ok, chestia asta foarte delicios. Bro, nu bea, bro! Ok, destul de ciudat. Ok. Nu atinge nimic aici. Toate celelalte sunt tortură. Nu mai atinge. Hopa! Boys! E o ieșire! Exit! Hai să vedem! E o ieșire! Hai! Duceți-vă! O să iasă în sfârșit! A ieșit! I'm out! Boys, sunt afară! A evadat, Ben! Let's go, boys! A reușit să evadeze! Ci că acum că ești liber, unde vrei să mergi? Ci că nu știu. Nu mi-am amintit nimic de viața mea, boys. Acum e un câine normal. În afară de gen înainte de operație. Operație? Ce operație? I couldn't see who. They performed some kind of operation on me and trapped me in my own body for years. Boys, zici că era o figură, bănuiesc că Tom, fiți atenți, care mi-a făcut o operație și efectiv m-a ținut captiv în corpul meu pentru ani de zile. Yeah, if I ever find out who, dacă... I'll kill him! Zici că dacă îl prind cine o să-l omor. Oh, I'm not so sure about that. Nu sunt așa de sigur, opa. Boys, cine e? Hello! Era Tom, boys! V-am zis că Tom, deci boys, Tom e capul răutăților. Efectiv, Tom l-a pus pe Ben în corpul lui și l-a blocat acolo. Mamă! Cine ești tu? Și cum știi despre mine? Wow! Wow! Hurts, Ben, considering we used to be such good friends. Ci că asta chiar doare deoarece eram foarte, foarte bun prieten. Hopa, nu-și mai aduce aminte Ben de Tom? Îmi plac relațiile astea. Ci că nu-ți amintești de prietenul tău Talking Tom? Așteaptă. Hopa. Ci că tu erai cel mai bun prieten al meu. Eram parteneri. Făceam foarte multe chestii împreună. Și mai erau alții. Angela, Hank, Ginger. What happened to us? Ce s-a întâmplat cu noi? Why can't I remember anything? De ce nu pot să-mi amintesc nimica? Because I wiped all your memories. Deoarece ți-am șters toată memoria, bro, what? I was tired of your constant tomfoolery getting in my way. Ci că m-am săturat efectiv de toată prostia pe care o aveai și de toate întrebările stupide pe care le puneai. I was once the star of this company. Ci că am fost odată starul acestei companii. Mamă, boys, deci efectiv Tom i-a făcut chestia asta lui Ben pentru că ci că Tom era starul companiei și la un moment dat a venit Ben peste el și a furat toată celebritatea. Mamă, și te-am pus în... gen, ți-am făcut operația aia și te-am pus în... te-am pus prizonier în propria ta minte. People pay to come and control their good pal Talking Ben. Mamă, deci acum oamenii vin, plătesc ca să-l controleze pe Ben. Te sună la... da, exact, deci te sună la telefon, te pun să mănânci, faci experimente, toate chestiile astea. That sad little recliner is your only home now. And that's where you're going to stay. Never! Și că acolo o să stai pentru totdeauna, niciodată. Știu toate! Sunt liber! Asta de ce râde? Foolish dog! You think this is the first time you've escaped? Ci că crezi că asta e prima dată când ai evadat? There's always some dummy that lets you out. Întotdeauna e un frer care te lasă în, să te lasă să scape. Boys, deci stați. Asta nu e prima dată când Talking Ben a evadat. Ok. Păi să vedem și cum o să facă. Hey! Boys, mama, are un pistol de ăsta, deci că o să șterg creierul din nou, din nou, din nou și din nou. Și o să te restartez. Boys, trage cu ala! A tras, bro! Nu!
Mamă, s-a băgat player în față! S-a băgat player în față! You idiot! Idiotule! Ce n-ai mai făcut? I don't remember. Nu mi-amintesc, boys, deci fii atenți, l-a pus pe ăsta, l-a luat pe player și el i-o șters memoria lui. Mamă, ok, ăsta a fugit, a fugit. Boys, band e liber. Îți mulțumesc, player. I'm finally safe. Are you okay? Ce, că ești ok? Acum că am distrus device-ul ăla, sunt bine. Tu ești ok? Honestly, I have no idea. Ce, că habar nu am. Și cine-i player? Și aici s-a terminat, boys. Bun, băie și fete, păi. Nu știu dacă băieții de la GameTunes o să mai fac o animație, dar o să fac eu să mai reacționez, pentru că mi s-a părut foarte, foarte mișto. E bine, frați și sorori, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, pa, pa, să aveți grijă de voi. O zi frumoasă.